Salut, băieți! Salut la toți! Fețele noastre arată un pic cam obosite, fiindcă de câteva zile suntem în căutare, vânăm Vânăm chirii. casă, chirii. Da, am fost și am vizitat probabil, da, avem vreo 4 zile când mergem, vizităm, În sunăm, 4? umblăm prin oraș, răsfoim site-urile. Da, deci în 4 zile am mers că peste 30 de kilometri pe jos? Da, mai mult. Oricum, videoul de astăzi e despre altceva. În dimineața asta, cum noi veșnic răsfăim grupurile pe Facebook, vedem și ne mai scrie lumea. Și pe Facebook circulă des întrebarea, da, o întrebare. Cu viza, venind cu viza de turist, cum aș putea să mă stabilesc, să mă aranjez la muncă în Canada? Cum să rămân? Cum să rămân permanent da. În Canada da, și să-mi da. Fac permis de ședere în Canada? Practic, după cunoștințele noastre, asta e imposibil. Doar hai să dacă... punem așa, e foarte greu și foarte riscant, fiindcă... Da. Doar dacă ai o mega sumă de bani, de exemplu, 50-60 de mii de dolari să vin cu azi... Da, tu știi că ai bani pe cont și îți permiți un pic să mai experimentezi, să încerci, să riști și între timp să cheltui banii. Da. Deci noi chiar ieri am fost la o asociație italiană. Asociație, da. Fiindcă aici în Halifax asociații de moldoveni și români nu sunt, fiindcă cum, comunitatea e aproape inexistentă. Și am mers la asociația asta italiană, fiindcă sunt mulți italieni și pur și simplu, din curiozitate, să văd cam ce servicii au ei, cum te, nu știu, îți dau bun venit. Da. Pur și simplu așa am mers. Și doamna de la recepție, cum, din vorbă în vorbă, ne-a povestit despre o familie de italieni din Salerno, de până mai erau ei. Da, Salerno. Da, da, da. Proaspăt veniți săptămâna asta, precum veniți și ei cu permis de turiști. Da, turiști. Cu viză turistică. Cu viză turistică. S-au adresat și ei la asociația italiană, precum cum putem, lămuriți-mă sau îndrumați-mă, cum pot să-mi găsesc o ofertă de muncă sau să-mi găsesc casă. Ca să rămână cu toată familia aici, pentru că ei au da. Timp 4 luni sau 6 4 luni, luni, 4 luni, după care îs obligați să pleci înapoi, fiindcă dacă îi prinde, le pune și deport pe 5 ani. Da. Și doamna ne povestea cum... Așa de râsul plânsului situația, fiindcă ei riscă extrem de mult să vii cu toată familia aici, să pierdă timpul, să pierdă banii și la urmă să fii nevoit pur și simplu să-și ia bagajele și să pleci înapoi. Și în cel mai rău caz, să fii extradați. Cu deport. Da, dacă îi prinde. Dar aici îi prinde imediat. Da, dar aici e întrebarea. Cum în așa o situație, când tu vii și îi vrei să rămâi, cum să procedezi? Fiindcă tu vii cu câțiva, nu știu, câțiva bănuți, cu pașaportul și vrei să te anini ceva. Deci ce e de făcut în cazul ăsta? Deci în cazul ăsta, dacă ești so lucky, ar trebui să îți găsești de muncă și să îți găsești un angajator care ar fi dispus să... fac o scrisoare, așa spusă, LMA. LMA, Labor Market Impact Assessment, adică da. Impactul pe piața de muncă a angajării tale, adică precum a aducere el, unui angajat din străinătate. Precum el aici, nu, e o declarație, precum el aici în teritoriul național, nu reușește să găsească o așa persoană. Da, cu da așa trebuie să demonstreze că au pus anunțuri din ziar sau au încercat să angajeze da, lumea de simplu. Și nu l-au găsit și de atât are nevoie de cineva din străinătate. Da... Asta e foarte greu. În primul rând, este greu să-ți găsești de muncă tu, cu, de exemplu, noi. Ne este cam greu de găsind de muncă având permanent rezident. Da, având SIN number, adică codul da. Numeric personal care demonstrează că tu stai aici legal. Pentru că, cum a spus astăzi un băiat la noi, la banc, consultantul nostru bancar, ne-a spus că aici s-a născut mama și tata comunismului. Pentru că la noi în România sau în Bulgaria, el e bulgar. Zic da. Că la noi în Bulgaria sau în România te întrebau când pe timpul comunismului, cine e unchiul tău? Adică, dacă unchiul tău avea ceva bun, apoi te lua la muncă, îți dă de o ofertă de muncă. Dacă nu, du-te de aici. Așa și aici. Aici se întreabă, ai referință? Dacă ai referință de la servicii? Referințele sunt un pic altceva. În primul rând, trebuie angajatorul să asigure că tu poți legal să lucrezi aici, fiindcă amenzele sunt extrem de mari, fiindcă dacă prinde da. Cu lucrători la negru, dar îi paște o amendă de 90.000 de dolari canadieni. Deci eu nu știu ce angajator ar risca să iei cu bănuți un lucrător la negru, după asta să-l prindă și să plătească... Să-și reși practic afacerea lui. Da, să-și reși afacerea și să plătească amenzele la stat. Deci, spunând așa,
noi ca noi veniți nu avem nicio referință, nimic, deci putem să le dăm, da, avem referință, dar în Italia, referință cât vrei, dar nu știu dacă reușești să înțelegi cu ei. Italienii sunt scurți oameni. În așa caz, e ușor să te, cum am făcut noi, cum am mers la asociația italiană, să mergi la o asociație și să te anindi ceva, să suni la cineva, să-l întrebi. Iată, eu, de exemplu, lucrez în domeniul ăsta, deși aș avea nevoie ca să mă recalific, sau, de exemplu, pot să iau niște cursuri aici, timp, fiindcă eu, dacă, de exemplu, stau 4 luni sau 6 luni, în timpul ăsta, eu, ce cursuri aș putea repijor să fac după asta, să pot aplica la un permis de muncă sau să caut un angajator care ar vedea că eu am calificarea asta obținută aici și s-ar oferi să-mi dea un post de muncă. Deci situația e un pic complicată. Sunt rare cazurile când cineva a venit pe 4 luni și a reușit să rămână legal. O familie, eu zic că fata de acolo cunoște, că o cumpăra casă. A venit aici, a cumpărat imediat casă, zic că noi cumpărăm casă, noi sigur să rămânem acolo. Și zic că nebun, foarte nebun, dar totuși, zic că până la urmă reușit să se angajeze, să-și facă tot. Dacă o cumpără acasă, aveau bani. Dacă aveau bani, au plătit pe cineva, au plătit un consultant local, probabil s-au dus, au venit, au mai făcut permise de ședere și până la urmă, probabil, le-au dat și reședința permanentă. Da. Deci, în sinteză... Da, dacă aveți bani și sânge rece, riscați. Veniți. Da, măcar o vizitați sau... Vor fi, avioanele, avioanele zboară în fiecare zi, puteți să veniți să vă faceți o mega experiență. Deci va fi o vacanță de 4 luni, cel mai rău caz. Dar asigurați-vă că aveți așa o pernuță de risc în care, nu știu, vă permiteți să intrați, cheltuiți bani și în caz că lucrurile nu merg ok, mergeți acasă în loc de a primi deport, mergeți de bunăvoie acasă. Și aplicați deja cu metoda tradițională de a emigra. Da, fiindcă urmăriți videourile noastre. Noi avem chiar un playlist în care explicăm totul cum puteți emigrați. Sunt programe diferite pentru diferite profiluri persoane și familii. Deci, absolut dacă... Absolut nicio problemă, nu-i încercați. Dacă aveți timp de pierdut și de stat 20 minute la telefon pe YouTube, intrați pe canalul nostru, este video-ul... Programe. Cum să emigrezi în Canada? Simplu. Cum să emigrezi în Canada? Acolo sunt diferite programe, sfaturi, link-uri la care să adresați, da, să intrați. Pare-mi că este și link-ul ca să calculezi punctele tale personale. Da, cum să calculezi punctele. Absolut. La evenimentele unde vin angajatorii și oferă joburi, adică vin deja cu LMIA, cu acel Labor Assessment, vin deja cu el și-s gata să ia lume nou. Dar aici, sigur, trebuie să aveți un CV pregătit și să fiți calificați. Deci, băieți, good luck. Nu e nimic imposibil. Da. Trebuie doar să încercați să vă informați un pic și vă spun, riscați să veniți aici, faceți o vizită, dar nu vă riscați viitorul vostru și statusul vostru să stați ilegal. Probabil cu 10-15 ani în urmă era mai ușor, mai greu să vă prindă și era mai ușor să te infiltrezi, nu știu, într-un an, doi, să faci un status legal. Însă acum e foarte ușor să vă prindă. Aici, de exemplu, nici măcar la bancă nu poți să deschizi un cont dacă ești pur și simplu turist. Nimeni nu-ți închiriază o casă dacă tu ești pur și simplu turist, fiindcă toți share referință și acel SIN number, un număr de identitate. Da. Personal, da. Și adică și nici o telefon. Să ajungeți aici, dar o să stați la hoteluri și la prieteni. Și deci nici număr de telefon nu poți să-ți iei. Da, și pentru număr de telefon... Trebuie cont, account, banking account. Da, deci vă cer codul bancar, însă da. Se poate de cumpărat o cartelă SIM preplătită, prepay și, mă rog, probabil poate cu numărul mai descurcat sau la aduceți pe cealaltă care l-aveți voi acolo cu o ofertă internațională. Da. Dar... aveți grijă de viitorul vostru și de banii voștri. Doriți să riscați, încercați. Good luck. Sau mai bine vă informați din timp. Informați-vă din timp, informația e gratis pe internet, dedicați-i câteva ore și pregătiți-vă să nu vă riscați viitorul. Asta e sfatul nostru, băieți. Pa, pa, la următorul video. Da, ne mai vedem. Pa, pa.